lipsit de apă călduță. Păi și mie treaba apă caldă. Da, pe o să ne punem împreună. Până la urmă le facem la fel? Nu. Ce? Adică ce vrei să zici? Pe mie îmi trebuie apă caldă, ție îți trebuie apă caldă. Păi da. Am și... avut eu nevoie de... Păi da, dar eu am și gogonele, am și castraveți, am și morcov, am și ceapă, am și ardei. Da, se cheamă... Ciolabaghe. Fii atent, o să-ți iau cuțitașul ăsta mic. Așa. Să cioplesc ardeii. Așa. Pentru că eu o să-i fac în varianta aia simplă și foarte gustoasă. Ok. De ardei umpluți cu varză. Bine. Eu... Dar până una alta, fii atent, să-ți arăt ceva. Ca să nu zici că zom rău, pun eu apa la încălzit. Așa. Iarăși, tot asta, să nu zici că zom rău, păi să da. Nu zici că românii sunt răi. Păi voi tot timpul ziceți așa. Noi nu suntem răi. Da, noi suntem răi, zicem. Și ne-am apucat de treabă. Eu, până faci tu castraveți, eu, voi adică, la ce mâncați ciolomade? Păi la orice, o să vezi ce bun e. Adică cu carne, cu cartofi. Acum. Și le faci pe toate și... felii? Da, uite așa frumos. Și o să punem și varză. Auzi, dar în afară de ciolomade, voi ce mai murați? Cum mai murați lucrurile? Păi noi tot, păi murăm orice și noi facem ardei umbluți. Chiar punem și lebeniță, și ca și voi. Numai că noi foarte multe le folosim, voi mai mult cu saramură, noi punem foarte mult cu oțet și zahăr. Și asta e o rețetă înțelegi? Care o să folosească dar, oțet, dar nu zahăr, o să folosească oțet da, și sare și milodenii. Da. Mai punem și morcov. Are și un pic de, o să aibă și culoare foarte faină. Eu trebuie să mă apuc de varză, că varza mea are de stat un pic până să o pot băga în ardei. La rețeta asta pe toate le faci mici. Exact. Le pui cu mirodeniile voastre tipice. Așa. Și le lași în borcan. Ia uite. Sare pe varză, deci. Și sare și în apă. Pun un pic de sare, așa, să fac și eu, puțin. Să ne grăbim, tinere, că vine iarna peste noi și n-avem murături. Punem și varză. Ia uite. Odată ce se înmoaie, e mult mai ușor. Sondeși. Ajunge. N-o să mâncăm. Uite, vezi varianta asta de amestecat legume de pus la murat? Noi nu prea o avem. Păi acum am învățat și se apucă române să facă ciolomadă. Ei, nu, că se face în Ardeal. Păi da, da. Mai mult voi. Adică mai mult noi ardeleni. Acum am apă călduță, zahăr. Eu trebuie să-i îndesc pe ăștia înăuntru. Oțet. Le pui așa? Fii atent aici. Noi le fierbem. Păi adică voi le apa, fierbe, dar și eu fierb, că pun. Apa o să dea un clocot. Prima dată fac aici și piper și eu fierb după aceea. Și le fierb după? Da, da, da. Dă-mi da. Și mie un pic de oțet, te rog. Ia uite. Toată zeama asta parfumată se duce direct peste vărzuca mea. Oricum și tu ai pus sare, piper, inibahar, eu... Dar vezi că aproape la fel, da. În afară de chimen și... Te-ai pus și zahăr. Nu. Nu, eu am zahăr pus zahăr. Frumos. Și acum... Aici e, avem apă cu oțet, zahăr. Și cu zahăr. Frumos, punem aici. Așa încet. Na, uite. Na, hai să vedem. Na. Pare mai serios așa, a mea. E mai serios, e mai veselă și mai verde. și mai veselă. O friptură bună ne mai da. Trebuie și când s-or face astea, le scoatem pe masă. Uite ce vesel, vezi? Și asta așa, da, serios, da. Da. Așa, totuși. Ca românii.